Ia s-o băieții și fetele, ce face lumea? V-ați uitat și voi la mes sau habar n-aveți despre ce vorbesc? Ca să înțelegeți și voi, săptămâna trecută a jucat România cu Tenermenca pentru mondiale. Meciul s-a jucat la Cluj, pe stadionul celor de la Universitatea. Stadion frumos de 30.000 de locuri. Măcar stadioane să avem și noi dacă echipe nu. Bine, nu că stadioane am avea prea multe. În afară de Național Arena, ăsta de la Cluj și OZN Arena de la Ploiești. Dar oricum, dacă nu v-ați uitat la meci, n-ați pierdut nimic. Scorul a fost 0-0 și atunci când deschid frigiderul, strig gol mai des decât atunci când joacă Naționala României. Dacă vă întrebați cum a început meciul, ei bine, ca de obicei. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. În această seară România întâlnește Danemarca aici la Cluj. Avem nevoie de victorie ca de aer, dar Doamne ajută, poate face și noi un egal. Clasic românesc, ca muștarul de tecuci. Probabil v-ați obișnuit deja. Naționala noastră are primul balon în această seară. Fluierul de star se va auzi în câteva secunde. Și iată că a și început. România dă mingea înapoi, joacă 2-3 pase și centrare în față la nimeni, dar nimeni nu era acolo. Am avut și noi câteva faze, dar lui Cheșeru i-a fugit Chișor, cum îl știți. După mine, cea mai importantă fază a meciului nu a fost în meci. A fost după, atunci când i s-a luat interviu acestui tânăr, pe nume Romario Benzar. Fiți atenți la ce spune. Da, ai jucat în această echipă pentru că ai făcut-o bine azi. Eu și la echipa de club împing foarte mult și la tot la echipa de club împing foarte mult. Acest sistem l-am pregătit toată săptămâna. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine, mai ales în prima repriză unde am venit cu centrări, i-am pus în dificultate. Și în continuare mai avem de lucrat și trebuie să câștigăm în Polonia dacă mai vrem să mai sperăm la calificare. Mario, spune și tu. Teoretic, el spune că o să câștigăm în Polonia. Practic, se aude altceva. Ceva ce e sigur o să facem în Polonia. Oricum, destul cu naționala noastră să vorbim și despre cluburi, care sunt de fapt la fel. Steaua nu mai e Steaua, e FC Sfântul Becalii, Petrolul a intrat în pământ în Liga Secundă sau în Liga 4, habar n-am. Rapidul a fost așa de rapid că nu-l mai vede nimeni, cred că a dispărut, iar Dinamo e la fel de 20 de ani. Deci așa cluburi, așa naționale, e normal, n-avea cum să fie altfel. Așteptați primăvara europeană? În Spania la Căpșuni este singura primăvară europeană pe care o puteți primi. De ce? Pentru că echipele noastre nu vor să joace marți, miercuri sau joi. Nu le place timpul săptămânii, ce să și faci? Este ciudat că nu avem fotbal, pentru că la noi fotbalul este o religie. De la vârste fragede de 4-5 ani, copiii românii rup mingea pe maidane, în parcuri, în parcări, pe așa zisa uliță din sat, iar atunci când cresc, fie ajung fotbaliști profesioniști, zic Liga 3-a, fie suporteri, dar indiferent tot la televizor pe canapea se pregătesc de Champions League. Este un paradox, țara asta încă continuă să ia medalii la gimnastică, scrimă, chestia aia cu săbii, să aibă cea mai bună handbalistă din lume, un fel de femeie Messi, dar când pomenim de ele, mesajul primit este cel mai bun. Lasă coaie ca joacă Steaua să califice la calificările care duc în Champions League. Te-am supărat că am vorbit urât de fotbalul românesc? Nu strâmba, cu mustață, dar nu strâmba. E bine, așa zicea Hagi, că fotbalul se duce și s-a dus, mai rapid ca Rapidul în insolvență. Se scufundă planeta. În concluzie, singurul lucru bun după părerea noastră în fotbalul românesc rămâne Academia lui Hagi. Fiind singura șansă ca în 3-4 ani să avem și noi o echipă națională. Mulțumim de vizionare, dați un like dacă v-a plăcut și nu uitați să apăsați pe subscribe. Ciao!